Bună dimineața! Afecțiunile stomacului pot fi genetice, pot fi cauzate de o bacterie, dar de cele mai multe ori din cauza a ceea ce mâncăm în fiecare zi. Gastrita și ulcerul sunt două boli ale stomacului foarte des întâlnite. Discutăm despre simptomele la stomac care trebuie să ne trimită neapărat la doctor, alături de chirurgul Matei Bratu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Așadar, care sunt simptomele pe care nu trebuie să le neglijăm și care duc la boli grave și noi stăm așa ani de zile cu aceste afecțiuni fără să ne dăm seama că ar fi ceva grav? Din păcate, simptomatologia patologiei benigne a stomacului, comparativ cu simptomatologia patologiei maligne a stomacului, nu este foarte, foarte diferită. Simptomul principal suprapus este, evident, durerea sojenă epigastrică în partea superioară a abdomenului. Însă cel mai frecvent simptom apărut în cazul cancerului gastric este slăbirea ponderală inexplicabilă, care apare undeva în 60% din cazuri. Sunt câteva simptome de alarmă care ar trebui să ne atragă atenția asupra unei patologii mai severe decât o gastrită, și anume ar fi slăbirea ponderală, anumite sângerări, oricât se manifestă sub formă de sângerări cu sânge digerat la nivelul scaunului, sau sângerări ocultă care s-ar manifesta printr-un sindrom anemic, o greață inexplicabilă, da? Fără alte motive, și mai sunt câteva manifestări, din păcate, care sunt foarte discrete și dificil de depistat de către pacient, precum adenopatia supraclaviculară sau axilară stângă sau diferite manifestări paraneoplastice. Aceste simptome vin în timp, desigur, și din păcate la cancerul gastric sunt doar în stadii destul de avansate, nu? Din păcate, da. În general, când apar, majoritatea acestor simptome sunt stadii avansate, sunt stadii al căror management este mult mai dificil. Din păcate, noi nu avem un program de screening. Prisma faptului că incidența cancerului gastric nu este atât de crescută la noi în țară, cum este în țările Japonia, Corea de Sud și așa mai departe. Dar cel mai important lucru ar fi ca pacientul, la prima manifestare, să se ducă la medicul de familie, care să-l îndrume mai departe către un specialist, chirurg gastroenterolog, care să poată să-l diagnosticheze. Care sunt și simptomele gastritei? Pentru că de aici pornim, 80% din populația de la noi suferă de gastrită. Ca să putem să facem așa o diferență, când trăim cu această gastrită și când mergem la doctor? Deci ce simțim? Gastrita se manifestă cel mai frecvent prin acel vestit sindrom dispeptic, care reprezintă de fapt o jenă epigastrică și greață. Manifestările pot fi foarte pregnante sau pot fi, evident, foarte insidioase, fiind o plajă destul de largă. Mai există și senzația aceea de prea plin după masă și indigestia? De plenitudine, desigur. Se pot asocia și frecvent cu simptome de reflux, da? Cu pirozis, cu arsurile retrosternale, da? Sau cu o globus, da? Care este o senzație de nod în gât, și cu simptome nespecifice care se suprapun peste cele ale unei patologii de căi aeriene superioare. Este o afecțiune care nu se vindecă neapărat, dar o putem ține sub control sau putem ameliora simptomele în vreun fel când nu vorbim de medicamente, desigur. Vă referiți la gastrită? Da. Da, gastrita se poate vindeca, se poate ameliora. Desigur, poate să și persiste în funcție și de cauzele acesteia. Cea mai frecventă cauză, evident, este Helicobacter pylori, care este o bacterie frecvent întâlnită, care se poate manifesta sau nu, depinde de gradul de inflamație pe care îl dă la nivelul stomacului. Important este că aceasta poate fi detectată prin mai multe teste, chiar și neinvazive sau puțin invazive, și poate fi tratată. Această bacterie netratată duce la cancer? Dacă ajunge la o inflamație cronică, sigur că poate să ducă la la modificarea mucoasei gastrice și implicit la cancer. Tratamentul ei și descoperirea acestei bacterii a scăzut incidența cancerului gastric, dar din păcate nu a eradicat complet, semnând că acest cancer este multifactorial. Ce și cum mâncăm, astfel încât să nu ne molăvim de stomac, pentru că e o problemă la nivel național. Mâncăm foarte mult, mâncăm destul de prost, mai ales sigur, acum că s-au mărit și prețurile, ne uităm și mai mult la ce mâncăm. Sigur, asta cred că tot timpul este. Cred că cel mai important este să subliniem
ce alimente intră în cadrul de factor de risc pentru cancerul gastric, da, care evident că ar fi cel mai important lucru. În primul rând sunt alimentele cu foarte multe sare. Deci sarea în exces, într-adevăr, este factor de risc pentru cancerul gastric. Alimentele care sunt mult procesate, de tip mezeluri, care sunt, evident, sunt bune, dar sunt destul de dăunătoare din punctul ăsta de vedere. Și orice aliment care poate să ducă la obezitate, pentru că și obezitatea este factor de risc pentru cancerul gastric. De asemenea, fumatul, care este un factor de risc extrem de important și pentru cancerul gastric, și pentru gastrită, patologie benignă și orice la nivelul stomacului. Există vreo legătură și între stres și bolile de stomac? Sigur, din păcate stresul este un factor de risc mai mult sau mai puțin direct pentru absolut toate cancerele. Prin prisma faptului că un stres crescut scade imunitatea organismului, în special pentru stomac și pentru patologia benignă, crescând aciditatea la nivelul acestui organ. Și deci, ce analize ar trebui să facem anual, astfel încât să ne dăm seama dacă suferim de o boală a stomacului? Spuneați de Helicobacter pylori, da? Helicobacter pylori. Ar trebui să mergem să ne facem această analiză și dacă nu avem vreo simptomă? Se poate detecta și în cazul pacienților asimptomatici, însă nu are o indicație neapărat de a fi testat. Analizele usuale prin medicul de familie, da, trebuie făcute evident pentru a vedea nivelul hemoglobinei sau alte modificări, fierul, care poate să fie o primă manifestare a cancerului gastric. În cazul simptomelor, cea mai bună investigație este endoscopia digestivă superioară. Desigur, aceasta nu trebuie făcută anarhic și la cererea neapărat a pacientului, ci trebuie tot așa recomandată de un medic. Un medic de familie, gastroenterolog, medic chirurg. Ca toate investigațiile de altfel. Da? Dar are cea mai bună rată de detecție și pentru patologia benignă, gastrite, să zicem, infecția cu H. pylori și pentru cancerul gastric. Da? Și o detecție precoce a cancerului gastric poate să salveze viață. Există simptome specifice atunci când avem Helicobacter și spuneți-ne și cum îl luăm. Helicobacter, cum îl putem lua, din păcate? Helicobacter pylori este o bacterie frecvent întâlnită. În general, este luată de pe obiecte. Nu există neapărat o prevenție. Da? Spre exemplu, în cadrul unei familii, toată familia poate să aibă Helicobacter pylori, asta înseamnă că toți sunt și simptomatici. Repet, important este, în funcție de simptome, ca pacientul să meargă la un specialist. Și pe asta vreau să accentuez, nu neapărat ca pacientul să facă de capul lui o anumită investigație. Ne vindecăm de cancerul gastric? Dacă este într-un stadiu precoce și are o genetică favorabilă, da, se poate vindeca. Din păcate, prin prisma faptului că se prezintă tardiv, stadiile sunt avansate. Din păcate, chirurgia, ok, poate să oferă oarecare rată de vindecare, însă nu atât de frecvent precum ne imaginăm noi. Dar este singura șansă, împreună cu chimioterapia. Și ca măsură de prevenție, trei lucruri foarte importante în final. Mâncăm bine, adică avem grijă la ce mâncăm. Evităm produsele cu sare, evităm produsele mult procesate și fumatul și obezitatea, desigur. Și al doilea element și cel mai important este o conștiință a fiecărui pacient vis-a-vis de starea lui și prezentarea cât mai rapid la medicul de familie sau la medicul specialist. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații importante. Dacă nu avem factori genetici, un regim de viață sănătos ne poate feri de bolile de stomac. Trebuie evitate prăjelile foarte des, dar și alimentele procesate, cum sunt mezelurile care sunt pline de chimicale, dar și conservele. Nu spune nimeni că nu putem gusta din când în când, dar nu trebuie să ne facem un obicei din a mânca zilnic de la fast food sau doar uscături. Așa că până data viitoare, sănătate multă!